Era... Asta tu ai luat banii din dulapa? Ce? Care bani, mama? Eu n-am luat nimic. Mihaela, nu mă lăji. Mama, eu îți spun adevărul, eu pe bune nimic n-am luat. Nici măcar nu înțeleg despre care bani vorbești. Vezi, vezi, dacă apucă, Doamne, firește asta tu, eu te dau la casa de copii. Dar nu-i nimic că eu am deja 18 ani. Pe mine nu o să mă primească în casa de copii. A, da? Și mai bine, atunci să-i dau în judecată. Îi strigesc tu. Nimic nu înțeleg. Care judecată? Care bani? Care dulap? Doamne Dumnezeule, casă de nebuni! Cristina, tu de ce ai luat banii din dulap, a? Eu n-am luat nimic. Cristina, în ochi la mine, uite-te! Mă uit! Cine a luat banii din dulap? Dacă nu tu, a? Cine? Mihaela i-a luat! A? Și? Și-a luat Mihaela? Banii din dulap, sudo! Ai, care bani, mama? Banii noștri, a noștri! Păi dacă s-a voștri, eu de unde pot să știu unde-s? Doamne, dacă s-a voștri, s-a voștri! Doamne Dumnezeule, nu asta-i, nu asta-i casă de nebuni! Doamne ferește, eu aflu că asta tu ai luat banii! Hai să vezi ce-ți fac eu ție! Nică n-am înțeles. Și-o vrut de la mine, care bani? Și, doamne, uf! Dar ia, scumpa mea, da, ce faci? Ce, mam? Eu sunt ocupată! Eu mă joc! A, e bine, dar tu bani din dulap n-ai luat, așa, din greșeală poate. Ce? Noi ce, am avut bani în dulap și eu n-am știut? Aha, clar, tu n-ai luat. Din păcate nu i-am luat, dacă știam mai devreme de mult îi luam și îmi cumpăram multe, multe bomboane sau multe, multe jucării. De ce eu numai acum aflu că noi avem bani în dulap? Dar tu nu știi din greșeală cine a putut să ia banii, a? Ei, dacă știam, de mult îți spuneam, pentru 10%. Dar așa nu știu eu, din păcate. Aha, clar? Am înțeles. Păi, dar unde, Doamne, poate să fie banii ăștia? Nici una din fete nu i-a luat, dar banii nu-s ochierut și gata, ca prin minune. Da, banii au dispărut. Nu, dar cum se poate așa ceva, a? Nu, cum se dispară? Sau poate... Ia stai așa. O, Doamne, poate Mihai o luat, a? Nu chiar că... Cum ne-am dat seama deodată? Alo, Mihai, dar tu n-ai luat banii din dulap? Care dulap? Păi dulapul nostru acolo erau bani, tu n-ai luat? Bani, n-am luat, care bani? Bani, eu doar ți-am spus că eu strâng pentru mașină, am dat la o parte niște bani și acum eu nu-s. Eu nu știu nimic, am luat, eu nu știu de bani, dulap, nu știu nimic. Of, bine, bun, hai că vorbim când vii acasă, hai. Hai. Of, Doamne. Fetelor, repede, toate la bucătărie, chiar acum! Opa! Dacă mama ne cheamă pe toate odată, asta este un semn foarte și foarte rău. Ce s-a mai întâmplat acolo, Doamne? Fie să fie, am pierdut. Of, despre ce am mai aflat, Doamne? Sper că nu a aflat că eu săptămâna asta nu am fost nicio zi la școală. Of, cât se poate? Nici să mă joc nu pot normal. Fetelor, eu ultima dată vă întreb, cu binișorul. Asta nu-i glumă, asta-s bani mari. Cine din voi a luat banii? Eu precis nu am luat nimic. Eu nici măcar nu înțeleg despre ce bani merge vorba, așa că eu nu am nicio vină. Eu tot n-am luat nimic. Eu tot prima dată aud de acești bani. Eu n-am ce spune. Eu cred că banii i-a luat Cristina. Numai ea poate. Ce ai zis, mucoasă? Șterge-ți mai întâi mucii de la nas și apoi vorbește. Tășeți toate. Gata, acum fără zarbă, eu vorbesc. La noi cu tata au dispărut banii pe care noi i-am strâns pentru mașină nouă. Voi strângeați bani pentru mașină nouă? Ha,
sunteți, zgârciților. Da? Am vrut să cumpărăm mașină nouă. Dar cum și vă, ia, eu nu înțeleg. Banii noștri facem ce vrem cu dânșii. Numai eu și tata am știut unde erau banii. Clar. Nu m-am așteptat eu așa ceva de la tata. Nu m-am așteptat. Tata banii nu i-a luat, el și-a uitat de dânșii. Eu mereu știam că tata este un om sincer. El nu putea să fure banii. Dar iată, asta numai voi credeți lucruri urâte despre tata. Eu nu. Da, interesant. Cum puteau să le spară banii? Mam, poate noi pățim că am fost jefuiți, da? A, da, și o vine ce-o luat numai plicul cu bani, da? Ea ca accesorile de aur nu le-o luat și nici tehnica nu-o luat-o, dar ea ca plicul cu bani l-o luat. Dacă banii i-au luat fantomele! Foarte amuzant, Cristina, tu serios sau și 15 ani are copchilul, nu e încă cred în teta iureala asta. Doamne ferece, dă-le minte la proști! Se primește că banii i-a luat cineva din membrii familiei. Poate mânta! Cristina, tu chiar ești proastă sau tu ce faci? Da gata, gata, tac eu, tac. Eu părerea încă nu mi-am schimbat-o. Eu încă cred că Cristina a luat banii, nu mai ia putea. Dar și te legai de mine, dă-mi pașii mă coasă, n-am luat eu nimic. Eu nici măcar n-am unde să cheltui banii. Aha, aha. De asta dulapul tău e plin de hârtii de la chipsuri și ciocolate. Lume bună, vă rog frumos, haideți să nu ne mai certăm, ajunge. În astfel de situații este important să păstrăm calmul și trebuie să găsim soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Asta eu scoață, asta tu ești coață. Trădătoare-o! Da, închideți-vă dată gurile, am odorit capul acum de la voi. Doamne ferește, casă de nebuni, toate în hol, repede. Ia spuneți-mi vă rog frumos, cine a mai fost la noi în casă în ultimele 7 zile în afară de voi, a? A fost Vica, prietena mea, eu am invitat-o cu 2 zile în urmă. Aha, primul suspect de acum l-avem. Altcineva? Eu pe nimeni n-am invitat, eu prieteni n-am, eu am numai dușmani invidioși. Eu tot pe nimeni n-am invitat. Cristina, ești sigură? Sau poate am invitat. Aha, interesant. Un băiat. Aha, foarte interesant.